Fetele pe spate, ea zice: băi băiatule, eu nu sunt ca toate. M-am pierdut puțin pe loc, m-am înroșit, parcă ia foc. Dar se prinde că mă joc cu mintea ei și n-am noroc. Mă face să tac, cu privirea mă oprește. Îmi simt inima în gât, cum mă pasă și e rece. Oare în mine ce se petrece? Totodată nu sunt eu să o fac să mă placă. Pare atât de greu, în capul meu totul se învârte. Gândul mă omoară, că e posibil acum s-o văd pentru ultima oară. Îmi revin într-un final, îmi iau inima-n dinți, o privesc atent, îi spun: lângă mine, cum te simți? Zice: crede-mă pe bune. Pare un tip de treabă, dar mai vreau să te cunosc, să nu fie tot în grabă. Și-am pupat-o pe obraz și la plecare am și îmbrățișat-o. Îmi trebuie curaj să spun că vreau să mai ieșim. Oare poate o să iasă sau nu ne potrivim? Seara se lăsase și mă frământa un gând. Aveam fluturi în stomac, s-o invit unde și când. I-am dat un SMS în care i-am zis așa: aș vrea să te mai văd, simt dacă ai putea. Mă ține în suspans, dar îmi zice: aha, de ce da pentru mine? Și-am intrat în lumea mea, în mintea mea sute de filme. S-o impresionez, m-am lăsat condus de sentiment să mă eliberez. Aleg un loc perfect, a rămas al nostru. Gesturile mici au arătat că își au rostul. Suntem doi actori, e dragoste și film atât de grea și multă. Ar fi păcat să o irosim.